Suntem împreună în căutarea stării de bine, alături de Irina Tudorașcu, care este psihoterapeut, și Cristian Dumitrache, care este specializat în citirea feței. Și astăzi vom discuta despre minciuna în cuplu. Mă bucur că sunteți astăzi alături și aș vrea să vă întreb, de ce mințim în cuplu? Cum ajungem în faza aceasta? Că până la urmă minciuna știm foarte bine că mai devreme sau mai târziu va fi descoperită, mai devreme sau mai târziu unii dintre noi vor avea de suferit. Totuși, de ce ajungem să facem asta? Păi, o să încep eu. Bună, Simona, bună, Cristi. Bună. Cercetările au arătat că, în primul rând, cel mai important factor care contribuie la minciună este ca să evităm pedeapsa sau consecințele. Și sunt multe motive din care mințim, însă sunt unele mai preponderente, cum ar mai fi să evităm rușinea, să ne punem într-o lumină favorabilă, că se pare că nu ne place să ne simțim inferiori sau să fim considerați mai puțin inteligenți. Și atunci putem să umplem un gol pe care credem că-l avem cu un plus neadevărat. Și mai sunt motivele legate de protecție, protecția noastră și protecția celorlalți. Chiar dacă nu suntem de acord cu ce fac ceilalți, doar dacă este cineva foarte apropiat, putem să avem o tendință accentuată să mințim ca să-l protejăm. Da, din punct de vedere al fizionomiei, când predăm cursanților noștri, spunem toată lumea minte. Acum, exact cum spunea și Irina mai devreme, depinde care sunt cauzele, care sunt intențiile, cât de des o faci, dacă ești compulsiv sau din când în când toți am mințit, măcar o dată, dacă nu de mai multe ori, să te aperi de ceva sau să aperi pe cineva. Da? Acum faci din lucrul ăsta un obicei și îți crește nasul ca la Pinocchio. Dar, sau, de exemplu, când exagerezi foarte mult, când faci din asta un, hai să spunem, un obicei prin a, și vrei să câștigi bani, de exemplu. Da? Nu neapărat mulți vânzători, dar îți dai seama de un vânzător care vinde absolut orice sau acei vânzători care vând doar lucrurile în care cred, de exemplu. Dar asta se poate vedea, iar, hai să spunem, mitul cu Pinocchio chiar este destul de adevărat. În 2012, la Universitatea din Granada, s-a făcut un studiu foarte interesant, unde s-au luat mai mulți subiecți și au fost toți conectați la un poligraf, în același timp fiind filmați cu o cameră termală. Activitatea cea mai intensă din punct de vedere al circulației sanguine și a mușchilor a fost la nivelul nasului, în special vârful nasului, și colțul interior al ochilor. Mai interesant a fost următorul aspect, că atunci când i s-a spus subiecților că nu mai sunt conectați la poligraf, adică nu este cineva care să-i prindă mințind, activitatea a fost fix în acele două locuri, dar mai puțin intens. Deci, pe scurt, când știi că ai un specialist în față, că e mama care ne prindea pe toți când eram mici, sau unul care știe să te vadă, să te prindă când minți, te dai și mai mult de gol. De asta, unul dintre cele mai simple lucruri e acea necongruență între limbajul corpului și ceea ce spui. De asta ne eram prinși de părinți, mai ales de mame, că mințeam. Asta e realitatea. Acum am o curiozitate apropo de cuplu. Care este, de fapt, minciuna aia care te doare? Sau minciuna care te ajută? Pentru că, uite, de exemplu, americani, dacă te duci la ei și faci ceva pentru orice lucru pe care îl faci, oricât de nimic, care nu aici ne s-ar părea nimic, ei zic, yeah, you did a great job, amazing, da? Și vin cu foarte, foarte mare exagerare. Asta o putem considera minciună într-un cuplu, dacă te vede pe tine soțul și spune, wow, Irina, ce bine arăți, dar undeva în spate ziceam, e așa și așa, Irina. Uh-huh. Poate fi considerat asta o minciună? Da, de genul celor de zi cu zi, mai ales dacă se întâmplă des sau se numesc minciune albe. Astea, să zicem, că ar mai fi acceptate în cuplu dacă nu sunt foarte dese, pentru că la un moment dat creează senzația asta de fals. Adică, de fapt, cum mă vede? Și de distanță. Poate crea o distanță între cei doi sau dacă unul este un partener mai narcisic sau chiar cu o tulburare narcisică, o să-i se pară foarte firesc să fie așa apreciat într-una și chiar să ceară asta.
Dar cred că da, sunt considerate minciuni, amplificările astea, etc. Cristi, tu ai simțit într-o anumită relație că poate partenera cere în mod special astfel de minciunele și să fii nevoit să îi le servești? Retroactiv, cu cunoștințele de fizionomie pe care le-am acum, pot spune că da, dar atunci nu știam lucrul ăsta. Că, exact cum spuneai, sunt anumite persoane, din punct de vedere al comportamentului, cum au fost ei crescuți, percepțiile pe care le au, e să primească acele complimente, chiar dacă nu sunt adevărate. Și îți dai seama de acest lucru, hai să spunem, din forma ochilor și multe alte elemente. Iar pentru ei, aceste, hai să spunem, minciuni, sunt niște complimente reale. Pe când alții, exact cum ai spus tu, băi, mă spui și ea și măi, ce păr frumos ai și tu ești chel, știi? Pe principiul ăsta. Da, mai sunt astfel de... Dar... Ideea e că te prinzi, pentru că e vorba de te duci în gând compulsiv, în minți și ajungi să minți în orice. Și exact cum spunea Șerina, bă, câte reale ce îmi spune omul ăla, îl mai cred, când după aia poate la un moment dat chiar vreau să fac un compliment real și zic, iar minciun. Și da? Asta vreau să adaug că e ok să ne facem complimente și e ok să le cerem și avem toți nevoie de aprecieri și de acceptare și pot să fie alea reale, nepompate. Cu adevărat ce apreciez la tine. Care ar fi totuși niște minciuni acceptate în relația de cuplu? Cred că astea pot fi într-o oarecare doză, în sensul că nu-i zic partenerului că s-a îngrășat 5 kg și nu știu, nu mă mai simt atrasă de el. Cred că aici avem de stat un pic cu noi și de văzut cum abordăm lucrul ăsta ca să nu rănim, pentru că sinceritatea brută e la fel de nasoală ca o minciună. Ca o minciună. Și ai întrebat care sunt minciunile acceptate în cuplu? Mm. Cred că sunt minciunile alea din dragoste, dar într-un fel, în sensul că vrei să duci copiii azi la grădiniță și poate nu este idealul partenerului să ducă copiii la grădiniță, dar știind că poate eu am o ieșire cu prietenele pe care nu am mai avut-o de mult, asta este o satisfacție. Poate să-i dau o satisfacție. Și atunci zice, da, vreau. E ok pentru mine să duc copiii. Da, interesantă abordare. Ea spune mai degrabă cele care n-au o intenție negativă, spunem, de a răni pe celălalt. De exemplu, exact cum spuneam mai devreme, acea minciună când acum două seri mă uitam la, erau la doi bărbați și jumătate și iese la un moment dat unul dintre ei pe ușă și celălalt îl întreabă, unde te duci? Și spune, la magazin. Unde te duci? Să o văd pe Judith, fosta soție. Zic, aha, bun. Facem astfel de lucruri că nu ne așteptăm ca celălalt să ne întrebe și dai atunci un răspuns care îl inventezi fix în secunda respectivă. Astea, hai să zic, se întâmplă. Sunt, nu normale, dar, ca să te citez, sunt din acele albe. Însă dacă tu minți, ca să zic, ai și din dragoste, poate să fie, da? Depinde acum, din dragoste pentru altă femeie sau pentru... Că trebuie să specificăm acest din dragoste, da? Ideea e, dacă tu minți și știi că faci rău unei alte persoane sau mai multor persoane, e clar, mai și intenția este no zone din punctul meu de vedere. O minciună, să spunem, oarecum acceptată sau da, în cuplu ar fi acele cu oarecum intenții bune. Caz bărbat și mama și soția. Și știi că nu prea se înghit ele, cazul clasic, și te duci la mamă și îi spui soția mea are o părere extraordinară despre tine. Și după aceea te duci la soție și îi spui, băi, mama te iubește enorm de mult. Nu faci nimic, intenția ta e de fapt să le ajuți pe ele să se apropie, să aibă o relație ok. Da? Dar dacă ele nu cred asta, e partea a doua. Însă asta, îi spunem, ar putea fi acceptată. Aș începe cu doze mici. Da, da, bineînțeles. Nu exagerări. Da? Oricum e, este interesantă perspectiva unui bărbat în acest, în acest sens în care își dorește să fie împăcate cele două femei. Aici am și o părere a mea că eu zic că e bine mai degrabă să invităm cele două persoane să se cunoască, să-și descopere care le sunt afinitățile, care sunt lucrurile în comun, versus să devin eu mesagerul și mesagerul cumva mincinos al lucrurilor. Pentru că, dincolo de toate,
noi comunicăm de la subconștient la subconștient și oricum eu întotdeauna simt ce simte soacra sau... Exact, mai ales soacra. Bine că și eu s-a putea să exagerez, asta este partea a doua, dar mai degrabă eu, dacă sunt bărbatul, creez ocazii ca ele două să se cunoască, să interacționeze, să interacționeze chiar și fără mine, pentru că eu fiind bărbat, cumva parcă și mama vrea să mă aibă curtea ei și soția și uite aici se dezvoltă destul de multe elemente pe care nu o să le dezbatem în discuția de astăzi, relația trioului. Asta e magic, da. Da, e o temă foarte bună. Vrei să mai adaugi tu ceva? Da, vreau să adaug că am văzut două studii pe partea asta de ponderea minciunii și se pare că dacă începem cu o minciună mică, de genul ăstora albe, dar le continuăm, probabilitatea să mințim și să creștem seriozitatea minciunii e mai mare. Și s-a constatat că inclusiv la nivelul amigdalei, când mințim prima dată, poate când suntem luați pe nepregătite, și mințim, este o activitate foarte intensă la nivelul amigdalei, asociată cu frica, poate chiar cu vinovăția, ceea ce este bine. Însă dacă aceiași subiecți au fost expuși la oportunități de a minți, iar și iar, zona aia amigdalei asociată cu vinovăția și cu frica s-a dezactivat cumva. Vreau să mă întreb dacă este o minciună acceptabilă, dacă este în regulă, în momentul în care un bărbat sau o femeie, fiind într-un cuplu de ceva ani, el sau ea întâlnește pe cineva, nu știu, într-o... la o reuniune departe de casă și au o noapte de amor. Să zicem că intră în categoria înșelat. Este în regulă să mințim vis-a-vis de tema aceasta sau nu? Adică este o minciună acceptată sau nu? Bine, un bărbat n-ar povesti despre nimic și atunci ar fi în zona de a ține lucrurile ascunse, deci nu minte. O femeie poate că și-ar face niște mustări de conștiință și la un moment dat va povesti, dar știm după aceea care ar fi consecințele. Cum vedeți voi lucrurile? Este o minciună acceptată sau nu? Și în viața mea personală, dar și în cabinet, am observat cât de mult rău pot să facă astfel de minciuni. Și ce ziceai tu, că bărbatul ține pentru el și nu minte, e o parte de ascundere și de minciună prin omisiune. Deci, domnilor, aceasta se numește minciună prin omisiune, da? Deci este tot o minciună. Da. Dacă ești întrebat și spui că nu, e chiar minciună. Dar dacă n-ai fost întrebat, nu. Scapă ușor. Glumesc. Sunt cupluri în care partenerul zice, dar nu m-ai întrebat direct sau n-ai pus întrebarea corectă. Și asta e o zonă foarte periculoasă și un partener alături de care cel mai probabil persoana care vrea să clarească o relație ar fi rănită. Dacă la începutul relației, când e partea aia de diminuăm defectele celuilalt, poate să nu ni se pară atât de grav că el zice, dar nu mi-ai pus întrebarea corectă, dar nu, însă, ulterior, cumva ar trebui să luăm toate legile și cu subpuncte ca să știm ce să întrebăm, ca să... Cum să evităm legea, eventual, că așa se ajunge. Mai da, dacă e avocat, da. E clar că o să găsați cu portiță. Da. Să ne facem așa o structură de interviu după ce se întoarce soțul sau iubitul dintr-o delegație, să știm cum să le întrebăm ca să aflăm exact... Înveți fizionomie și l-ai prins instant, îți garantez. Deci, revin la întrebare. Este o minciună acceptată? Părerea mea. Este și că... văzând așa din experiența cu clienții și... este o minciună care face foarte mult rău. Dar totuși, în momentul în care spui adevărul, ce se întâmplă? Aș putea să răspund la întrebarea da, de mai devreme, legat de înșelat, că tot ai spus. Am în partea de fizionomie, de la fondatorul acestei metode Alferasa, de la domnul Wael Abdulhamid, am învățat mai multe, hai spunem, nu neapărat, nu sunt concepte, sunt lucruri practice, pe care le-am văzut aplicate în sesiunile de consiliere și de, pe care le-am tot tradus în diverse părți. Vreau să vă spun că pe 4 continente pe unde am fost și am tot tradus, oamenii sunt cam la fel.
nu sunt, sunt diferențe mici de, hai să spunem, de cultură, de religie, zona respectivă, dar peste tot oamenii mint, înșeală, unii sunt și onești, acum depinde de, nu putem să spunem că acolo sunt într-un grad mai mare sau nu. În ceea ce înseamnă relații, o relație poate funcționa la unul dintre următoarele trei niveluri. Cel mai înalt nivel pe care îl considerăm noi se numește respect. În momentul în care respecti pe cineva, sunt anumite lucruri care nu se fac, no-no zone, exact cum ai spus tu, și alte lucruri care ar trebui să fie acolo. Și aș începe cu cele care ar fi bine să nu fie. În primul rând, când respecti pe cineva și ești într-o relație, ar fi bine să nu țipi, să nu urli, să nu jicnești, să nu fizic ataci persoana respectivă și să nu înșeli. La capitolul înșelat adăugăm inclusiv minciuna. Da? Înșelat, că tot vorbeam mai devreme, depinde acum ce înseamnă de la om la om, depinde de percepție, că tot erau, aveam niște cazuri de curând, oameni pentru care înșelat e, băi, l-a prins cu una pe Facebook, vorbea cu ea și clar, mă înșeală, da? Sau l-a văzut nu știu unde dansând. Sau, da, deja dacă s-a întâmplat fizic, dacă e să vorbim cum din multe alte puncte de vedere, când s-a ajuns la acea noapte de amor, din punctul meu de vedere l-a înșelat, punct. Au fost multe cazuri de genul ăsta la care am asistat ca și traducere și consiliere și în majoritatea cazurilor fie s-au terminat ambele relații. Da? Adică foarte rar... Da. Pentru că mai ales femeile, având și acel simț, se prind foarte repede față de bărbați, da? Chiar și când nu e ceva, se prind, dar se prind mult mai repede. Bărbații foarte, foarte greu la capitolul ăsta. Dar în momentul în care deja ai înșelat, e clar, nu mai ești la zona de respect. Deci astea ar fi lucruri care ar fi bine să nu existe. Ca să fii la respect, exact cum spuneai mai devreme, băi, vrei să ieși cu fetele, duce el copiii la grădiniță, da? Adică să te ajuți unul pe celălalt atunci când ai nevoie, să ai așteptări similare ale lucrurilor importante în viață, să ai valori comune, că până la urmă valorile ne țin acolo, că este într-un cuplu sau într-o companie, tot același lucru este. Să te intereseze ca celălalt să se dezvolte personal, să se dezvolte profesional, să-i fie bine, frate, când e rău, du-te acolo și-l ajuți. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă la o structură, la o fundație unde se poate clădi o relație pe termen lung, în care ambele părți pot fi fericite. Nu înseamnă că vor fi, neapărat. Inclusiv aici există separări. Da? Ne separăm, divorț, etc. sau ce este, dar ne respectăm în continuare unul pe celălalt. Că avem casă, copii, nu mai contează, dar ne respectăm. Da? Apoi, mai jos, de desubt, înseamnă loialitate. Pe unde am fost, am văzut foarte multe cupluri care sunt la acest nivel. Ce înseamnă loialitate? Mai țip din când în când la tine, mai urlu, du-tu copiii la grădiniță că n-am chef, spală tu vasele, du-tu gunoi, and so on. Da? Dar în continuare nu te înșel și fizic nu se întâmplă lucruri să ne agresăm unul pe celălalt. Minciuni mai sunt din astea, că ai ieșit la pescuit, dar n-a zis, că a mai stat cu băieții, nu știu, și tot așa. Sunt, dar din alea albe, ca să zic așa. Da? Aici sunt foarte, foarte multe cupluri. Da? Relațiile merg. Sunt multe relații care durează zeci de ani fără nicio problemă. Mai jos și ultimul nivel se numește acceptare. Ce înseamnă asta? Pe lângă toate acele elemente de mai sus, măcar unul dintre ei înșeală sau există acel abuz fizic. Da? Și mai continuă acea relație până când ambele părți acceptă. Dacă una dintre părți a zis, păi mi-a ajuns, în momentul respectiv, relația s-a rupt. Nu mai există. În acest ultim nivel, nu e nimeni fericit. Am văzut cazuri de peste tot și spunea, da, dar avem casă, dar avem copii. Găsesc, știi foarte bine, tot felul de scuze. Da? Acum, depinde de cât de puternic ești și cât de mult te doare. Când zic te doare, o să vă zic o pildă învățată de la o prietenă comună pe care avem, în care era un înțelept și avea un câine, avea trei câini. Și unul dintre câini mai în vârstă schelălăia, lătra, urla lângă el, celălalt doi se jucau. Și la un moment dat, într-una dintre zile, unul dintre discipolii lui vine și îl întreabă, ce are acest câine, de ce stă schelălăi, latră, urlă? Păi ce să facă, stă și el pe un cui. Și cum adică stă pe un cui? Păi
stă pe cui? Păi și de ce nu se ridică? Păi nu-l doare suficient de tare. Foarte mulți oameni stau pe măcar un cui, dacă nu mai multe, că nu-i doare suficient de tare și nu se ridică de acolo. Că găsesc diverse scuze. Irina, știu că tu lucrezi alături de familii. Ești specializată în zona aceasta de cupluri și aș vrea să te întreb cum se construiește, de exemplu, un cuplu, adică ține cineva cont de ceea ce spunea mai devreme Cristi, hai să vedem cum este cu respectul, hai să vedem ce acceptăm în cuplu și toate aceste elemente sau lucrurile se întâmplă așa, într-un flux din acesta, hai că uite, te iubesc, hai că mă atragi, hai să facem dragoste, hai să facem niște copii sau chiar oamenii își pun pe hârtie, uite, astea sunt valorile noastre, astea sunt lucrurile care ne apropie, care ne fac să ne simțim bine. Cum se întâmplă? Ce am văzut în ultima perioadă, cel puțin la mine la cabinet, e că vin cupluri foarte la început, tocmai pentru că nu vor să repete greșeli din trecut sau să prevină și mi se pare extraordinar că se întâmplă asta. Și sunt și cupluri care ajung în impas, dar vin uneori ca să fie o despărțire mai sănătoasă, mai puțin tumultoasă, alteori fac tot posibilul să meargă mai departe. Și atunci apare partea asta mai mult de învățare și... Sunt rețete de succes pentru cupluri. Acum ceva timp aș fi mers așa în virtutea inerției în cuplu și cred că de aici vin multe greșeli legate de trecutul nostru, de cum am văzut în familie. S-a făcut cel mai mare studiu pe toate cuplurile, pe 700.000 de cupluri, mi se pare, din lume. E și o carte care a apărut și la noi, Reperul Normalității. De acolo sunt indicații foarte clare, date de cupluri care au zeci de ani de relații, despre ce le face să funcționeze. Și legat de partea de infidelitate de care vorbeam mai devreme, se pare că în studiul ăsta s-a dovedit că 33% dintre bărbați și 19% dintre femei au fost infidele. Foarte mulți fac tot posibil să spună adevărul și asta contribuie la o relație de încredere și dăm și mai departe copiilor noștri modelul ăsta. Și au folosit minciuna doar în cazuri extreme care au ținut de protecție, dar au adus-o în cuplu la un moment dat. Și o mare parte de succes ține de a avea conversații dificile în cuplu. Pentru că mă confrunt uneori în cabinet și poate e mai greu decât cu cuplurile care se ceartă, sunt cuplurile care evită foarte mult. Și sunt așa drăguți unul cu altul, dar mai puțin autentici, diferențele nu prea lasă loc diferențelor și atunci unul sau amândoi se simt sufocați. Și ăsta este un indicator de succes în cuplu, să ne... asumăm riscul să avem conversații dificile, știm că poate nu le rezolvăm pe toate dintr-o dată și, sau un subiect dificil nu îl rezolvăm dintr-o dată, dar măcar începem. După aia ne vedem de viață, ne trăim relația, viața sexuală, nu stăm tot timpul, asta e o altă greșeală, de a sta tot timpul pe ce nu merge. Okay. Să ne întoarcem la minciună. Se știe care e cea mai mare minciună sau cea mai des întâlnită minciună în cuplu? Ați citit ceva în sensul acesta? Cea mai mare nu, doar că sunt pe etape. Cuplu trecând prin anumite etape, minciunile sunt legate de etape. În prima etapă de flutura și simbioză și armonie, așa, minciunile sunt legate de a diminua defectele celuilalt sau orice nu se pupă cu imaginea asta ideală pe care ne-o creăm. Adică sunt niște minciuni pe care ne spunem noi despre partenerul nostru. Adică mă mint eu pe mine. Da. Okay. Sau vreau, îl mint și pe el, spun da, și eu gândesc la fel. Când poate realitatea complexă nu e fix așa. Eu n-am văzut la o primă întâlnire niciun cuplu să spună el că băi, o sfore. Da? Sau ea că nu-mi place să spăl sau să gătesc, știi? Adică, apropo, genul ăsta de lucruri pe care le ascundem,
ca să ne vindem mai bine, ca celălalt să te poată cumpăra mai repede, simplu. Asta e, asta e realitatea până la urmă. Și la o primă întâlnire, ca să ne dăm seama dacă celălalt ne minte, cum A trebuit să vii la un curs, glumesc acum. A trebuit să, exact cum spunea și Irina, să dai seama de cât de autentică e persoana. Pentru că atunci când e autentic, tot ce înseamnă modalitatea în care el comunică, de la ceea ce spune body language și nu numai, sunt toate într-o armonie. Că acum nu vorbim chiar serios, dacă chiar știi și partea de fizionomie, îți dai seama dacă acel om în general e cineva care minte sau dacă te minte atunci. Însă momentul de față este destul de restrâns această cunoaștere. Revenind la partea de minciună, în cele trei etape, trei niveluri de care spuneam mai devreme, din punctul nostru de vedere, când ești la respect cu cineva, minciunile nu sunt acceptate de niciun fel. Da? Din nefericire, sunt foarte puține cupluri să stea acolo. Da? Apoi apar acele minciune albe, da? Care, exact cum spuneai tu, pe măsură ce se tot repetă, schimbă culoarea, gri, negre și tot așa. În momentul în care într-o relație tu ai coborât, de fapt relația a coborât de la respect, la loialitate, nu prea mai vine înapoi. Odată încălcat acea graniță, acea regulă, e pe principiu un pahar odată spart, un pahar spart. Poți să-l lipești tu cu aur, cum fac japonezii, tot un pahar spart. Da? La fel, de la loialitate la acceptare, aceeași poveste. Dar există într-adevăr și niște excepții, că acele 39% de care spuneai, dar cred că unii... A fost anonim. Întrebarea este, am o întrebare directă legată de astea cupluri care au supraviețuit multă vreme și în ele a fost acest raport sau... în general, ok, bun. Pentru că cuplurile care sunt au o relație foarte lungă și sunt fericiți amândoi, rare ori găsești povestea de înșelat. De ce? Dar s-a întâmplat o singură dată. Există acea excepție în care, băi, ai comis-o, nu contează vorba, femeie nu contează, ai realizat cât de mult l-ai rănit pe celălalt și te simți atât de vinovat și de jos încât zici, băi, nu mai fac lucrul ăsta. Dacă celălalt îți dă o oportunitate, o nouă șansă, da? Ai nevoie de timp. Pentru că o vreme să zică, bă, iar se duce, iar ai acea temere, acea frică. Dar în timp se poate ajunge. Dar asta dacă s-a întâmplat doar prima dată. Dar dacă s-a întâmplat a doua oară, cred că și eu și Irina ați dăm scris, se întâmplă a treia, a cincea, a zecea, a sută. Corect? Da. E precedentul de care spunea la minciuni. Același lucru se întâmplă. Da? Și ajung la un moment dat în acceptare că vorbeam, bă, de ce să mai mint? Că oricum ne acceptă, știi? Sau oricum spun tot minciuni că nu are nicio valoare. Da? Stăm că avem un loc împreună sau că suntem responsabili de copii sau că avem credit. Asta, da. Sau casă sau așa mai departe. Da. Dar dacă e să ne întoarcem tot la înșelat, din experiența ta cu aceste cupluri cu care lucrezi, bănuiesc că au venit și oameni care au înșelat, da? Chiar se mai poate reface cuplul odată ce a aflat și celălalt partener? Cu greu și cu mult efort din partea amândurora, da, și dacă nu se mai repetă. Un singur. Adică într-un caz la care mă gândesc acum, au făcut foarte multe eforturi amândoi cu adevărat să meargă mai departe și asta înseamnă că el a tolerat furia, nevoia ei de a ca el să fie total deschis cu toate conturile, să știe parolele. La fel, ea a început să se uite și la partea ei de responsabilitate. Nu suntem responsabili pentru actul celuilalt. Însă suntem responsabili poate pentru ce nu am văzut sau n-am vrut să vedem sau pentru că am invitat la minciună cu anumite reguli foarte stricte. Eu nu vreau să știu că tu te uiți la pornografie. Așa ceva nu. Și în cazul ăsta, din păcate, s-a întâmplat a doua oară, la un interval de un an. Și atunci el a zis, păi hai să încercăm din nou să reparăm. Și ea a zis, păi, dar nu mai pot. Adică am făcut tot posibilul, dar nu. Și atunci s-au despărțit.
Acum bănuiesc că există o diferență între a înșela o dată, adică te întâlnești o dată cu o femeie, nu legi niciun fel de relație cu femeia respectivă sau mă rog, așa. Da, corect, așa. Da. Chiar dacă procentul e mai mare, ambele. Așa. Ambele, da, exact. Da, 33% bărbații și 19% femei le-am ținut minte. Versus să înșeli cu o persoană cu care tu deja alegi o relație, poate petreceți serii romantice. Într-un context în care te vezi o singură dată cu o persoană, în ce măsură este afectat respectul ăsta despre care vorbim în relație? Pentru că aici, de exemplu, când se întâmplă, din punct de vedere psihologic, este poate și o confirmare a ta ca și bărbat, a ta ca și femeie, că încă mai atragi, mai ales dacă ești într-un cuplu de 10 ani, cu ce este afectat respectul despre care vorbești? Apropo că infidelitatea crește cu vârsta, asta mi se pare alt lucru interesant. La bărbați, acum punctul cel mai de sus e pe la 60 de ani de infidelitate și la femei 50 și ceva. Eu consider că este un element de psihologic, adică nu are legătură cu cuplul în sine, ci cu tine care ai nevoie de anumite confirmări și nu mai ai nevoie de fix de la partenerul tău de viață care ești de foarte mult timp. Și aici, în cabinet, de obicei discuțiile astea se întâmplă separat, individual, ca să evităm să rănim mai tare cealaltă persoană. Însă merg mult pe ce nevoie e nesatisfăcută, ce de fapt a îndemnat din interiorul fiecăruia să fie infidel și cum pot obține lucrurile alea diferit, într-un mod sănătos în relație. Pentru că înseamnă că e o vulnerabilitate personală, asta că nu mă simt apreciată, acceptată, poate e ceva ce am tot dus cu mine și așa am caut confirmări. Și lucrăm pe partea asta de cum poți obține aprecieri și acceptare și poate chiar excitement-ul ăsta, entuziasmul de a cuceri cu partenerul sau într-un fel în care să fie ok pentru ambii. Dacă e destul de provocator, mai ales dacă rolurile sunt chiar bărbat e bărbat și femeia e femeie, că mai sunt și invers, în momentul în care e interesant acum în funcție de personalitate, că da, își dorește să fie în siguranță, protejată, dar în același timp e excitement. Uh-huh. Da? E nevoie și de partea asta, că dacă e boring, tentația să cauți în altă parte este pentru toată lumea. Acum trebuie să știi foarte bine, exact cum spunea Irina, cum le îmbini, cum menții vie acea relație. Și povesteam înainte să începem emisiunea că cu cât două persoane au un grad de compatibilitate mai mare între ele, cu atât relația respectivă va curge mai lin și fără atât de mult efort. Nu înseamnă că nu depui efort, că unii au impresia, băi, suntem ca frați. Nu, trebuie să depui efort. O relație înseamnă a construi. Da? Acum e cât de mult efort depui acolo. Dacă sunt oameni care n-au valori comune, nu își respectă reguli, sau mai știu o chestie cu regulile, unul pune reguli și altul, ori le respectă, orice nu trebuie călcate, da? În momentul respectiv, când nu există această compatibilitate, deja e foarte greu să menții o relație pe termen lung. Că fluturașii aia se duc, frate, sau se transformă, da? Oricum ar fi. Dar trebuie să știi cum să menții toată povestea asta. Legat de reguli, aș vrea să zic ceva, că tot am început. Regulile astea sunt făcute împreună de cei doi să funcționăm bine. Da? Noi, cuplu, da? Avem nevoie de reguli. Când ești singur și ești burlac, nu ai, frate, treabă cu nicio regulă. Îți lași șosetele acolo, sacou în altă parte, toate astea. Când vine celălalt și începi să locuiești împreună, cine intre primul la baie, cine duce gunoiul, cine spală vasele, ai nevoie, cine duce copiii când apar și toate cele, da? Ai nevoie de reguli. Regulile, dacă nu ne mai ajută, le putem schimba de comun acord. Nu, asta e una dintre tentații. Stai un pic, că n-am voie să mă duc și încalc regula respectivă și mă duc mint, înșel și multe alte lucruri. Da? Dacă ne mai ajută, o schimbăm. Dacă n-ar fi reguli, gândiți-vă, noi ca societate am ieșit pe stradă și ne-am dat în cap unul celorlalți. Regulile sunt sănătoase, dar să nu exagerăm cu ele și nici, cum mai zici, un cuplu spunea, fără reguli. Păi da, asta e o regulă în sine. Fără reguli e o regulă. Cum stai un pic că nu prea funcționează. Da? Adică sunt sănătoase, mai ales că în ultima vreme, cum spunea, ai observat cum îi spune, fenomenul ăsta de nuntez
în ultima vreme? Nu, știți de nuntez? N-ați auzit? Nu cred. Bun. Foarte simplu. Se cunosc pentru prima oară. Se cunosc și am făcut și o greșeli, am făcut multe dintre ele și la un moment dat e bine, indiferent de vârstă, bine, cu cât ești mai în vârstă, sar mai repede peste acea perioadă de început, adică te muți mai repede unul la celălalt. Dar nu te muți, te-ai întâlnit azi și de mâine te muți sau la finalul săptămânii. Da? Bun, ai nevoie de acea perioadă. Când te-ai, de ce? Pentru că sunt niște borne pe care tu sigur le-ai văzut și te rog să-mi confirm sau infirm, care îți pot întări relația sau o pot distruge. Primul e mutatul împreună. Păi frate, dacă până acum ne-am înțeles fiecare la casa lui și când am început să descoperim, stai un pic, bă, că lasă păr, stai un pic, că nu strânge, că nu face, că toate lucrurile astea. Și încep să-ți dai seama că nu prea ești ok. Și ai observat cuplul care după ce s-au mutat împreună s-au separat. După care, următorul pas, oficializarea relației. Că e nuntă, că e logodnă, că e ce vreți voi. Au impresia că e proprietatea ta celălalt. Inconștient vorbesc, știi? Și în momentul ăla nu mai depui efort. Bărbații fac burtă, femeile nu se mai machiază și tot glumesc acum. Lucruri de genul ăsta. Și apoi, iar din nou, multe cazuri care după nuntă sau la scurt timp divorțează sau după oficializarea relației. La un moment dat am avut un prieten care le-am zis, bă, tu aveai nevoie de bani și vrei să faci nuntă, noroc că a făcut a doua nuntă peste 5 ani. Așa. Și mulți dintre ei acolo. Și apoi urmează următorul, primul copil, unde acolo știm foarte bine, apar și probleme de viața sexuală, hormonale, and so on. Și după al doilea, dacă ai trecut și de al doilea, deja ai experiență. Am avut pe cineva la un curs și zicea, păi, a fost ok cu primul copil, la al doilea, că acum după ce că nu mai am acces la soție, trebuie să am grijă și de ăsta mare, că e asta cu cel mic. Îți dai seama, e destul de greu. Nuntezul e următorul concept. S-au întâlnit, a rămas însărcinată, trebuie să se mute împreună să facă nunta. Și fac nuntă și botez în același timp. De asta se numește nuntez. Și tu dacă nu le ai pe toate astea, nu ai trecut natural prin aceste etape și n-ai reușit să clădești și să actualizezi regulile și legătura între noi, e o chestiune de timp până face poc. Și de asta le spun, băi, că se duc în partea asta. Nu ne înțelegem bine. Hai să ne mutăm împreună, că o să fie bine. Rog! Nu ne înțelegem bine. Hai să ne căsătorim. Rog! Sau să facem copil, că copilul rezolvă relații. Irina, da. Începusei la un moment dat să ne povestești despre minciunile care apare în diferitele etape. Că acum Cristi vorbea de aceste etape și la început spuneai că apar acele minciuni vis-a-vis de imaginile pe care avem nevoie să le creăm în ochii celuilalt. În următoarele etape, care sunt cele mai... Următoarea e o etapă de diferențiere, când începem să vedem mai mult că suntem diferiți, că avem păreri diferite și atunci... Minciunile aici sunt de două feluri, preponderent. Prima este, estompez diferențele, mă fac că nu le văd sau încerc din ce în ce mai mult să fiu cum vrei tu ca să mai am din partea aia de armonie, de simbioză. Și asta pentru unul dintre parteneri poate să fie sufocant pentru că el vrea să se diferențieze. Sau sunt apar foarte mult în luptele de putere și minciuni de genul tu tot timpul nu vrei ce e bine pentru mine, tu tot timpul ieși cu prietenii când eu îmi doresc să stai acasă și luate la puricat nu sunt tot timpul. Însă e din nou apare partea asta în care e important să gândești ca mine pentru că diferența mă sperie. Partea sănătoasă pe care să o abordăm în etapa asta a cuplului este să, pe cât posibil, să întâmplinăm diferențele cu curiozitate. Mă, cum e pentru tine? Și de ce vezi așa? Și nu gândim la fel, îmi dau seama de asta, hai să văd cum e. Cred că facem greșeala asta în multe relații, nu doar de cuplu, în care adevărul nostru ni se pare adevărul normal. Da. Și atunci cred că e un efort mare și conștient de depus să acceptăm și adevărul celuilalt. Următoarea etapă este de libertate. Acolo apar mult ieșirile cu prietenii, mai mult, hobby-urile, partea profesională preponderentă.
Și acolo minciunile, dacă s-a pornit pe calea asta de la început cu niște mici minciuni, după aceea unele mai mari, acolo se ajunge mult la partea de infidelitate și nici să nu ne mai simțim vinovați sau remușcare pentru că mințim. Deci aici sunt mult minciunile astea. Pentru că vreau libertate și uite, ea e nu știu cum că nu mă lasă și atunci mi-o obțin cum vreau eu. Multe cupluri se despart în astea două etape de diferențiere și mai ales în asta de libertate. Și ultima este de acceptare, dar nu acceptarea de care zicea Cristi, ci că suntem doi separați și avem grijă de relația noastră. Și acolo apar minciunile astea din dragoste de care ziceam, ok, nu e minunat pentru mine, dar e ok, mă duc să duc copiii sau spăl eu vasele pentru că știu că e important pentru tine și zic, da mă, e ok, deși aș duce și aș face orice altceva. Mă gândesc că nu am în funcție și de personalitatea fiecăruia din cuplul respectiv, partenerul este posibil să fie împins de la spate să mintă. Da. Ce facem în contextul ăsta? Adică dacă, de exemplu, ea, și bine ai punctat mai devreme, Cristi, că e importantă compatibilitatea asta și oamenii au nevoie în primul și în primul rând să înțeleagă că compatibilitatea stă la baza unei relații de cuplu pe termen lung. Dacă eu nu am pasiuni, nu călătoresc, nu ajung să fiu pe aceeași lungime de undă cu partenerul, partenerul simte nevoia să plece, ea se optică sau mă rog, și atunci partenerul ajunge să mintă. Ce facem în contextul ăsta? Cum descoperim ideea asta de compatibilitate? Eu zic că ar trebui să fie la fel precum orele de dezvoltare personală care s-au introdus în școli, să fie și ideea aceasta de ce facem să construim un cuplu sănătos. Deci ce facem legat de compatibilitate? Deci care ar fi niște reguli pe care ar trebui să le punem în funcțiune ca să ne fie bine? Nu să descoperim peste 3, 4, 5 ani că ne sugrumăm unul pe celălalt. 95% dintre persoanele care la studiul ăsta au spus că sunt foarte fericite au răspuns că este și datorită valorilor comune și compatibilității de care zici și lucrurilor asemănătoare, ce le place să facă împreună. Deci și un procent foarte mare, mi se pare. 95%. Și ce facem ca să pornim cumva cu dreptul? Eu cred că este important să ținem cont totuși de la început și de diferențe, pentru că, ținând cont de faptul că temperamentele sunt vreo 4, este foarte probabil să fim diferiți. Și n-aș pune, ok, nu vă place să faceți aceleași lucruri, atunci nu aveți succes. Pentru că am atâția prieteni care sunt diferiți, cupluri, și atâția clienți care sunt diferiți și totuși reușesc să aibă o relație sănătoasă, însă aici apare mult partea de negociere. Bun, mie nu-mi place să mă văd cu prietenii atât de des, dar știu că tu ești o persoană foarte sociabilă și prești cu asta și atunci poate pentru binele de luat în calcul, cum zice Dominica, binele cuplului nostru, pentru că am stat acasă 3 weekenduri, poate pentru binele cuplului nostru și al tău este să de data asta să ieșim în oraș. Mm-hmm. E tot așa, să avem partea asta de binele cuplului în minte. Deci să fie un fel de obiectiv în sine să avem acest bine. Da. Este, știu că tu ai o anumită viziune din perspectiva fizionomiei. Okay. Adică, dacă astrologul ți-ar spune, domne, uite, dacă e născut în data de, la ora de, s-ar potrivi cu așa. Ce ne spune fizionomia în acest sens? Adică putem să ne dăm seama, doar uitându-ne la o persoană, dacă ne este compatibilă sau nu? Foarte interesantă întrebarea. Sunt curios dacă pe acel studiu s-au luat partenerii să vadă dacă după mulți ani de zile încep să semene fizionomic. Studiul ăsta, dar știu din altele. Pentru că oamenii care tind să aibă valori comune, comportamente comune, percepțiile sunt asemănătoare, se va întâmpla din punct de vedere mecanic, aceeași mișcare a mușchilor și vor forma aceleași trăsături. De asta cuplurile care se înțeleg bine și sunt de măcar 10 ani împreună, 10-15 și chiar mai mult, tind să semene.
Nu e valabil pentru câine și stăpân, ca să lămurim povestea asta, cum luăm câinii după fața noastră, da? Ideea e că când vezi două persoane care sunt de multă vreme împreună și nu se aseamănă fizionomic, e clar că acolo sunt anumite diferențe. Nu zic că trebuie să fim la fel, Doamne ferește. Părerea mea este să avem niște lucruri în comun, dar alea sănătoase, exact cum spunea Elena, valori, ceea ce așteptările în viață. Hobby-uri, putem să avem unele în comun sau unele diferite. Eu mă duc să mă joc cu băieții fotbal, tu mergi cu fete nu știu unde. Dar să avem și lucruri, citim împreună și dezbatem anumite cărți sau. Dar e fain pentru că e important să fii compatibil ca să poți să ai o relație pe termen lung. Că, da, ai nevoie și de acea chimie la început, că e musai. N-ai cum să, că dacă ești doar compatibil, suntem cei mai buni prieteni și atât. Da? Dar dacă diferența între cei mai buni prieteni și, hai spunem, parteneri, e fix viața sexuală. Da? Dacă există și lucrul ăla, înseamnă că ai, hai spunem, toate premisele pentru o relație pe termen lung, care trebuie întreținută, nu doar și lucrat la ea, nu doar. Așadar, oamenii care, noi, de exemplu, chiar acum de curând am avut pe partea de fizionomie, la capitolul ochi, de exemplu, sunt vreo 15 tipuri, care ochi sunt compatibili cu ce ochi din punctul ăsta de vedere, da? Și care nu merg împreună și care merg cu mai mulți, să spunem. Și îți dai seama numai din acest element, dar sunt foarte multe. Vă dau un exemplu al naibii de simplu, legat de mâncare. Care este un obicei pe care îl avem cu toții în familie? Păi dacă unul este foarte strict și mănâncă că trebuie să mănânce, frate. Da? Și el unde e? În Tenerife și mănâncă cașcaval pane cu cartofi paică. Zic, hai mă să mâncă și niște fructe de mare, o caracatiță sau ceva, da? Și celălalt îi place să experimenteze, are nevoie de lucrul ăsta. La un moment dat o să ajungă la un conflict. Uh-huh. Da? Sau un lucru interesant legat de... Scuze-mă, ce zi. Zice ceva legat de ochi și asta? De ochi. Ochii care nu sunt compatibili, ochii spun modalitatea în care cineva vede lumea. Dacă noi avem viziuni diferite de a vedea lumea, băi, eu la un moment dat o să fie un moment de neînțelegere. Nu înseamnă că trebuie să avem același tip de ochi. Asta trebuie să specific. Am ce ar trebui să vedem, adică citisem la un moment dat, sau cum te-a spus înainte, dacă ai ochii mai larg deschiși, înseamnă că ai acest apetit către cunoaștere. Exact. Deci amândoi cumva ar fi ideal să avem ochii cât mai... Cât depinde acum că... De exemplu, dacă unul dintre ei este mai sceptic, mai precaut, mai circumspect și are ochii mai închiși, adică filtrează cam tot ceea ce spune, iar celălalt e mai deschis la minte, dacă ei sunt de acord cu lucrul ăsta și au acceptat, e fain să ai într-o relație o astfel de combinație. De ce? Dacă ăsta al altul care este mai închis la minte o să fie, hai să spunem, fascinat de deschiderea la nou a celuilalt și o să poate să aducă lucruri noi în viața de cuplu, da? Versus celălalt care filtrează totuși informația, nu mănâncă tot ce zboară. Că dacă ar fi amândoi cu ochii mari deschiși, nu zic că e rău, dar e în regulă să ai și astfel de polarizări. Dar exact cum spuneam, cineva care sunt astfel de cazuri, cineva cu acele sprâncene triste de care spuneam la un moment dat, care coboară, și unul care e un risk taker, fix invers în sprâncenele, da? Păi ăla care vede doar partea plină a paharului și ăla care vrea tot timpul excitement, riscuri și așa, e, la început e atractiv, da? Că mamă, trebuie să-l salveze, știi, salvatorul și cu, da? Dar după aia ți se ia. Sau unul mai este celebru de povestea cu obrajii, da? Cu cât avem obrajii mai inflați, cum îi ai și tu, da? E vorba de jovialitate, de cât de mult râde persoana respectivă, e mișcarea acestei zone. Și dacă e unul mai serios, că n-a dezvoltat, și unul care e mai, care râde mai mult, e mai jovial, din nou la început se atrag. Da? Ăsta care e mai jovial încearcă pe celălalt să-l facă să râdă, ăsta altul, mamă, ce fain e, da? Dar după aia zic, bă, dacă la orice glumă pe care spui să ce, bă, ia, mai lasă-mă cu râsul tău, și celălalt o să-i cadă obrajii, cum era, zic, mi s-a întâmplat mie la oameni, da? Ca idee, da? Ideea e că trebuie să vezi cât de confortabil te simți în raport cu celălalt și da, compatibilitate e foarte importantă pentru relațiile pe termen lung. E musa. Și cred că diferențele sunt surse de creștere. Da. Și conflictele. Bine, diferențele ideal ar fi să nu fie totuși la extrem. Exact. Pentru că altfel devine un efort psihic foarte, foarte mare. Ce le recomanda tinerilor, celor care sunt poate adolescenți în timpul facultății și ca tot omul își caută o iubită,
Dar ce să aibă grijă, apropo de subiectul acesta cu compatibilitatea? De obicei, ce ne atrage la început e o sursă de disconfort și de conflict, cum zicea Cristi, ulterior. Însă asta este pentru că noi avem niște răni și niște vulnerabilități și unde insist eu este să ne uităm fiecare la partea lui de responsabilitate, inclusiv cu adolescenții. Pentru că mai ales la adolescență tendința este mare să zic ești tu de vină, el este nașpa. Și atunci ce aș recomanda pe partea de compatibilitate este să menținem în minte, bun, are părțile astea nasoale, pe care tu le vezi nasoale, și care sunt părțile bune. Deci să echilibrăm balanța. Lui îi place mai mult să stea în casă și să citească, mie îmi place să ies. Putem vorbi despre asta. Cum vom face? Când? Deci le recomanda adolescenților să cunoască care sunt nevoile partenerului, partenerei, și să-și cunoască și propriile nevoi și să existe, acolo unde este cazul, o anumită negociere. Da. Dar totuși, compatibilitatea cum poate fi explorată? Adică să nu... Că noi de regulă ne aruncăm după un impuls, care impulsul ăsta este foarte sexual, adică trebuie să recunoaștem. Dacă ar fi să calculeze așa la rece, ce le-ați recomanda tinerilor? Adică, înainte de a ne arunca într-o relație, să cunoaștem oamenii și după aceea zicem, da, uite, eu cred că Cristi este un partener bun pentru mine, cred că Irina este un partener bun pentru mine. Cred că este importantă compatibilitatea, mai ales în cazul valorilor. Nu neapărat ce ne place să facem, să ne placă să facem aceleași lucruri, ci valori comune. Am în minte un cuplu la un test de valori, ei a ieșit onestitatea pe primul loc și lui a ieșit printre ultimele. Acolo, într-adevăr, adică le-aș recomanda tinerilor să vadă care sunt valorile celuilalt, că dacă valorile celuilalt, una dintre ele este să se expună riscurilor și oricum au partea asta în adolescență, dar dacă este foarte mare, atunci nu o să se expună numai pe el riscurilor, o să o expună și pe ea sau invers, ea pe el. Deci în ideea asta de compatibilitatea valorilor, acolo aș insista. În rest, cred că se pune negocia. Pe adolescenți, eu aș lăsa să experimenteze, exact cum a spus Irina, cu niște limite. Să nu te duci atât de mult în partea asta de extreme, ci să vezi dacă ar fi minunat, dacă ar putea să facă această compatibilitate de valoră, dar își dau seama din comportamente. Asta e foarte important. Și dacă au încep să aibă comportamente comune, de obicei ne duc către valori comune. I-aș lăsa să experimenteze, de ce? Să-și dea seama ce vor mai departe. Da? Și să poată să facă o diferență între cum ce au văzut în copilărie, adolescență, în familie și cum și-ar dori să facă. Că de obicei, din ce am observat, ori ne alegem un partener exact cum a fost unul dintre părinți sau fix opusul acela. Bă, dacă aveai un părinte alcoolic și violent, ei fie unul la fel, fie unul, bă, să nu pună gram de alcool în gură și să nu omoare o muscă, da? Nu te duci în mijloc, in the middle, da? Ci începi să alegi una din aceste două. Am avut multe, au fost cazuri, personal am tot văzut, aceeași familie, doi frați, și caz clasic, tatăl alcoolic, înșela pe mamă și agresiv, unul dintre ei a repetat același model al tatălui, celălalt a luat modelul mamei și a luat partenere la care fix la fel s-au comportat cu el. Fix, dar e vorba de percepții. Și dacă n-ai timp să experimentezi, când ești adolescent, nu poți să faci să te trezești un pic. Trebuie să-și doare, exact cum spuneam mai devreme. Bă, dacă nu te doare un pic, n-ai cum să schimbi. Așa că atenție pe ce cui stai și când te ridici. Aici aș mai veni și cu o completare. Dacă tot testezi, testează dintr-un spațiu autentic al tău. Adică nu minți despre tine, nu încerca să creezi o imagine care nu te caracterizează. Încearcă să-ți descoperi partenerul fix așa cum este și așa să descoperi, uite ce înseamnă să fii autentic într-o relație și de fapt cât de bine te simți într-un astfel de context.
Dacă ai să rețin așa câteva idei în urma acestei emisiuni, minciuna poate să apară și datorită unor, sau din cauza unor probleme, unor nevoi interne ale fiecăruia. Și atunci e nevoie să te autocunoști, să înțelegi de ce ai ajuns acolo, dacă e nevoie de validare, dacă e nevoie de orice, să mergi mai departe și să vezi dacă poți să găsești, să faci lucrurile altfel și nu prin minciună în cuplu. Și aș vrea așa spre final să vă întreb, că tot nu este clar. Apropo de asta cu înșelatul și cu minciuna. Pe de o parte, am sensizat că este foarte, foarte greu să mai revii în cuplu odată ce ai înșelat. Pe de altă parte, e posibil ca oamenii totuși să aibă o compatibilitate, dar din cauza unei probleme interne majore, nerezolvate, să apară înșelatul. De ce totuși mai trebuie să recunoaștem? De ce trebuie să mai spunem adevărul partenerului dacă totuși este un pericol foarte mare să-l pierdem pe celălalt? Eu zic că... dacă e un pericol. Eu zic că e important, dacă vrem să avem o relație sănătoasă, să ne uităm la noi și să vedem de ce am făcut-o și ce alegem să facem mai departe. Uneori cred că nu e ok să spună partenerul care a înșelat că a înșelat. Cred că e important întâi să vadă el cu el ce s-a întâmplat și dacă vrea să continue relația, să înceteze, să se vadă cu femei sau să înșele. Deci mai degrabă, într-o primă fază, să înțeleg eu de ce am făcut, să lucrez la acel aspect și de-abia după aceea aș fi pregătit să-i o spun partenerului și nu doar cu scopul de a mă scăpa de vină, pentru că până la urmă de asta o facem, ca să ne scăpăm de vină. Și cred că pentru protecția celuilalt, dacă lucrurile merg într-o direcție în care simt vinovăție, vreau să repar, îmi doresc să nu mai fac, cred că eu poate în beneficiu cuplului să nu fie spus. Dacă este odată și eu îmi fac tot procesul ăsta cu mine. Ok. Mulțumesc. Aș vrea să încheiem cu un îndemn, cu ceva care vă vine să transmiteți către cei care ne ascultă și ne privesc în momentul acesta. Da, vreau să închei cu o parte de prevenție și să spun că suntem mult mai predispuși să mințim atunci când suntem foarte obosiți și stresați. Când îi vedem pe alții mințind, se întâmplă des la locul de muncă și când dăm minciuna pe față, scade riscul de a se repeta. Sfat pentru cupluri, în general, nu neapărat pentru minciună, ar fi să caute într-adevăr să verifice cât de compatibili sunt cu ceilalți, mai ales dacă își doresc o relație pe termen lung și mai ales la partea de valori, cum spunea Irina. Și un lucru, poate sună feminin de la un bărbat, dar nu contează, este cât de confortabil te simți în prezența celorlalți. Dacă tu nu depui efort să fii altceva decât ceea ce ești, înseamnă că e ce trebuie. Dar dacă tu tot timpul trebuie să te minți pe tine și pe celălalt că ești altceva, nu e ok. Dar dacă tu ești autentic și celălalt e la fel și te simți foarte confortabil cu celălalt, sapă mai mult acolo că e posibil să fie că e ce trebuie. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi. Pe curând!